Pentru Raluca, zilele nu mai sunt la fel, iar în locul râsetelor de altă dată, serile îi aduc lacrimi și o dezamăgire surdă care nu mai trece. Mergea tu, castron. Tu ce ai de plângear? Auzi, mâine! E ora ta de plâns? Foame. Da. Piesa asta nu e despre noi, e pură ficțiune, nu e. Nu e despre nopțile noastre bune, doar așa s-a nimerit. Scuze dacă ți-am amintit. Poate sună cunoscută, juri pură ficțiune. Mai plânge. Da, nu-ți plâng. Vezi, fii mai... Nu-i doar de casă. Atâta tot. Ce faci? Plângi? Dar ce ai? Am nimic. Zici că plângi. Ce ai făcut? S-a mai întâmplat ceva cât am fost plecat? Da. Sigur? Da, sigur. Încă o dată. Dar ce să vezi, printre cadourile primite de la susținători stătea ascunsă și o scrisoare destinată ei, dar și lui Ion. O să stau lângă tine numai să văd. Iar ochilor citeau deodată exact aceleași cuvinte, de altfel o întâmplare care are farmecul ei. Petrică, vreau să-ți dau și citești ceva. Uite ce flori faine le trimis și la. Ce zice, mă, Ioane, acolo? Cine le-a trimis? Grupul meu, Fluturașii Ralucăi. Ia și asta, că sunt Ion și Raluca. Raluca a șasea criză de plâns pe ziua de azi. Și să-mi fac bucle mai des. Cine ți-a scris? Ai? Două susținătoare și ea mi-au creat un grup, Flutura și Ralucăi. Și acum de ce plângi? De Ion că stă tu apărea pe scară? E împurcată treaba iarăși. Azi e miercuri, trebuie să se rezolve ceva. Flutura și Ralucăi. Ce frumos! Hai, mă, nu mai plânge. M-am emoționat, lasă-mă. Dar de ce? Că ți-au zis să-ți faci bucle? Nu, altceva. Uite ce multe a scris acolo. Mi-a scris multe. Unde te-ai emoționat? La ce paragraf? La ceva anume. Nu pot să vă spun că e ceva pentru mine. Ca să le pune nepotul meu neapoi scrie acolo? Nu. Nu? Dar ce scrie? În niciun caz. Să merg mai departe. Ca un fluturaș plăpând cu aripile dezmorțite în roa dimineții, Raluca înceta să spere, la fel ca Ion. Nu mă ajută nimic mai mult decât niște cuvinte spuse și simțite și trăite odată cu mine. Vă mulțumesc mult de tot. Garantat rămân același. Nu vreau să mă pretez la cuvinte și la discuții și contraziceri de copii. Consider că am o vârstă și vreau să merg mai departe. Îmi doresc să treacă și ea peste, să se termine odată toată faza asta, pentru că e ciudat și prin casă, vă dați seama, în fine. Vă mulțumesc mult de tot pentru flori, pentru susținere. Mă așteptam să fie un pic mai bine. Încerc, sunt bine. Acum, vezi și tu, orice-i face, Ion e peste tot. Asta este. Și doamna Rodica, care tot speră la o sfântă zi de miercuri, da? Da, nu mai gata, în miercuri să împăcau. Păi nu mai. Dar eu știu, s-a amânat. Da. Ce credeți, că se mai împacă? Da, eu cred. Zu, de ce spuneți asta? Fiindcă ei se iubesc unul pe altul. Poate unul pe altul. Păi unul pe altul. Și celălalt pe altul. Nu celălalt? Eu așa cred. Ion dă din cap. Că nu? Dezaprobatoriu, nu că nu. A mai dat el din cap și pe urmă era pe aici. Asta așa e și dumneavoastră aveți dreptate. Da,